Lăudat să fie Iisus Hristos, bun găsit dragi prieteni, bun găsit dragi ascultători ai Radio Maria. Suntem împreună în acest timp de pregătire, tridumul de recitare a rozariului pentru cei suferinți și afectați de această pandemie cu noul coronavirus. Ne pregătim pentru sărbătoarea Buna Vestire. Din studioul Radio Maria din Iași, vă salută Părintele Adrian Blăjuță. Timp de 2 ore vom fi împreună din acest studio, vom transmite Sfântul Rozariu complet. Și acest rozariu va fi condus de preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei de Iași. Împreună vom recita aceste 20 de mistere. Dragi ascultători ai postului de Radio Maria, iubiți credincioși, sunt episcopul Iosif Păuleț de la Episcopia Romano-Catolică din Iași și vă salut cu drag împreună cu grupul de preoți și surori prezenți în studioul Radio Maria de aici, din Iași. În dorința de a preveni răspândirea virusului corona COVID-19 și a-l stârpi cât mai repede cu putință, ne unim într-o rugăciune comună, îndreptată spre Tatăl Milostivirilor, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, recitând cu pietate, cum spunea și Părintele, întregul rozariu de 20 de mistere, după ce ieri am făcut același lucru împreună cu cei din studioul din București. Poporul credincios, în vremuri de cumpănă și de mari încercări, de epidemii, calamități naturale sau război, a alergat cu mare încredere la Preacurata Fecioară Maria și a fost ajutat. Sigur, ne va ajuta și pe noi să scăpăm de această pandemie dacă ne vom ruga ei cu toată încrederea. Coroanei virus COVID-19 să-i contrapunem acum coroana rozariului. O rugăciune pe cât de simplă, pe atât de eficace pentru cei care în spirit de credință parcurg toate misterele mântuirii noastre, simțind-o alături pe aceea care ne este mamă, ocrotitoare și regină. Pentru a face cât mai animată rugăciunea, o vom îmbina cu diferite cântece mariane din colecția Magnificat. La orgă și solist va fi diaconul Vârgă Paul Alexandru. Începem celebrarea cu melodia cea mai cunoscută, îndrăgită și potrivită pentru aceste vremuri de încercare, O Măicuță Sfântă, care are ca refren: Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți cu milă marea rugăminte. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Când plângeai sub cruce, Maică-n durerată, te-a primit de mamă omenirea toată. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, Măicuță, să pierim.
suntem fii lacrimilor tale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri, și-a de la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, de unde are să vie să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe aceia care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Misterele de bucurie. Primul mister. Vestirea îngerului Gabriel. Iată slujitoarea Domnului. În acest mister medităm cum arhanghelul Gabriel i-a vestit Sfinte Fecioare Maria că ea va zămisli și va naște de la Duhul Sfânt și îl va naște pe Domnul nostru Iisus Hristos. La Nazaret un sol coboară, trimis de Domnul cel de sus, ca s-o vestească pe Fecioară, că îl va naște pe Iisus. O Marie mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai Tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al doilea mister. Vizita Fecioarei Maria la Elisabeta. Căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic. În acest mister medităm cum, după vestirea Arhanghelului Gabriel, Sfânta Fecioară Maria s-a dus la verișoara sa, Elisabeta, și a rămas 3 luni cu ea. La vara sa, Elisabeta, Maria-n grabă a plecat,
cum să iubim pe frații noștri. Tu, mamă pildă, ne-ai lăsat. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai Tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta.
tămăduitoare a bolnavilor, roagă-te pentru noi. Al treilea mister, nașterea lui Iisus. Vi s-a născut Mântuitorul. În acest mister medităm cum preasfânta Fecioară Maria l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos la Betleem într-un grajd sărac. Maria pe stăpânul lumii îl naște într-un grajd sărac. Prin umilință, o Fecioară, vrem lui Iisus să-i fim pe plac. O Marie mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai Tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al patrulea mister, prezentarea la templu. Și l-au pus și l-au dus pe prunc la Ierusalim ca să-l ofere Domnului. În acest mister medităm cum la 40 de zile după nașterea lui Iisus, Preasfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif l-au dus în templu și l-au oferit lui Dumnezeu. Maria pe Iisus la templu l-a prezentat cu rugi fierbinți. Tu și pe noi, o prea curată, lui Dumnezeu să ne prezinți. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie sămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al cincilea mister, pierderea și regăsirea lui Iisus. Oare nu știați că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu? În acest mister medităm cum Preasfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif, pierzându-l pe fiul lor în vârstă de 12 ani, căutându-l 3 zile, l-au găsit la Ierusalim în templu, șezând în mijlocul învățătorilor pe care îi asculta și îi întreba. Pe fiul tău pierdut, Marie, din nou la templu l-ai aflat, să ne ajuți ca niciodată să nu-l mai pierdem prin păcat. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți ce te cheamă, căci numai tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Dragi prieteni, facem o scurtă pauză muzicală și revenim peste câteva clipe în studioul Radio Maria din Iași pentru a continua rozariul de durere. Întoarce-ți privirea spre noi, noi fii tăi, Marie, și nu ne lăsa, Marie, în clipa de și ispite, alergăm cu drag la tine, să ne fii tu mângâiere și ajutorul de mai bine, să ne fii o frotitoare și al vieții dulce soare, căci tu, mamă, plină de iubire ești. Întoarce-ți privirea spre noi, noi fii tăi, Marie, și nu ne lăsa,
Steaua mării înspumate și speranța noastră-n toate, nu ne părăsi, Marie, fia noastră, bună mamă, căci de tată ești iubită și de îngeri proslăvită. Vino, mamă, cu iubirea ta la noi. Marie, întoarce-ți privirea spre noi, noi fii tăi. Marie, și nu ne lăsa. Misterele de durere ale Sfântului Rozariu. Primul mister, agonia lui Iisus. Părinte, dacă este cu putință, treacă de la mine acest pahar, însă nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. În acest mister, medităm cum Iisus Hristos, rugându-se în grădina măslinilor, a transpirat sânge. Iisus în tristă agonie, sudor de sânge a vărsat. Nu voi uita nici când, Marie, cât l-am mâhnit cu al meu păcat. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți ce te cheamă, căci numai tu poți să ne vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al doilea mister, biciuirea lui Iisus. Noi am fost vindecați prin rănile Lui. În acest mister medităm cum Iisus Hristos a fost biciuit groaznic în curtea lui Pilat. Lovindu-L pe Iisus cu biciul din carnea sa că l-ai rup. O mamă, ei lovesc și-n tine, căci este trup din al tău trup. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți ce te cheamă, căci numai Tu poți să ne vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al treilea mister, încoronarea cu spini. Iată regele vostru. În acest mister edităm cum Iisus a fost încoronat cu o coroană de spini. Pe capul lui Iisus cu lună, soldații împletesc din spini. Cât suferi tu, o mamă bună, că nu poți chinul să-l alin. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al patrulea mister. Iisus își duce crucea. Ca un miel blând a fost dus la înjunghiere. În acest mister medităm cum Iisus a fost condamnat la moarte și cum i s-a pus crucea grea pe umeri. Urcând calvar în suferință, Iisus își poartă crucea grea. Marie, dă-mi curaj și mie să port în viață crucea mea. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai tu poți să ne vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine și pentru aceia care nu aleargă, mai ales. Al cincilea mister, moartea lui Iisus pe cruce. El a murit pentru păcatele noastre. În acest mister medităm cum Iisus, ajungând pe calvar, a fost răstignit pe cruce, de față fiind și prea mâhnita sa mamă. Iisus în chinuri și batjocuri pe cruce moare răstignit. În ceasul morții noastre, mamă, ne du la fiul tău iubit. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-ncer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. Și-o înalță sus la Dumnezeu. Suntem creștini și avem în piept dorința să biruiască crucea lui Iisus.
iar singura nădejde în biruință ne este sprijin și ajutor de sus. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. Și-o înalță sus la Dumnezeu. Misterele de lumină. Primul mister. Botezul lui Iisus. Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulțumirea mea. În acest mister medităm cum Iisus, la începutul activității sale publice, a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, iar Tatăl l-a proclamat drept Fiul său cel prea iubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui. Ioan pe Domnul îl botează, pe cel ce-i fără de păcat. O Maică Sfântă ne păstrează, cu sufletul mereu curat. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai Tu poți să revii în ajutor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău,
Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și Du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al doilea mister, manifestarea atotputerniciei lui Iisus la nunta din Cana. Faceți tot ce vă va spune. În acest mister medităm prima minune a lui Iisus, când a transformat apa în vin la nunta din Cana. La Cana invitat la nuntă, Iisus preface apa în vin. Privește, mamă, cât înfruntă, în viață orice soț creștin. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai Tu poți să revii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al treilea mister, proclamarea împărăției lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. În acest mister medităm invitația lui Iisus de a ne converti și a crede în Evanghelia vestită de El. Binevestind Iisus proclamă la toți mesajul Său cel sfânt. Tu ne ajută, bună mamă, să ascultăm al Său cuvânt. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai Tu poți să le vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al patrulea mister. Schimbarea lui Iisus la față. Fața lui strălucea ca soarele, iar hainele lui au devenit albe ca lumina. În acest mister medităm cum Iisus Hristos s-a schimbat la față înaintea ucenicilor săi pentru a întări mărturia legii și a profeților, dezvăluindu-ne taina învierii noastre. Iisus schimbându-se la față, devine soare luminos. O Maică sfântă ne învață să fim mereu al lui Hristos. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai tu poți să revii în ajutor.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine. Al cincilea mister, instituirea Sfintei Euharistii. Eu sunt pâinea coborâtă din cer. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. În acest mister medităm cum Iisus, în noaptea în care a fost vândut, ne-a lăsat memorialul morții și învierii sale
ca mărturie a iubirii Lui pentru noi. Iisus ne-a dăruit la cină preasfântul trup și sânge al Său. Marie, Mamă și Regină, vrem să trăim prin Fiul Tău. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună Mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai Tu poți să revii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Vino, mamă, într-ajutor.
Continuăm recitarea rozarului cu misterele de slavă. Primul mister, învierea lui Iisus. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. În acest mister medităm cum Iisus, a treia zi după pătimirea și moartea sa, a înviat glorios din morți. Tresaltă lumea în bucurie, Iisus din morți a înviat. Păi să înviem și noi, Marie, din moartea negrului păcat. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fii ce te cheamă, căci numai Tu poți să ne vii în ajutor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al doilea mister, înălțarea lui Iisus. Părinte, preamărește-L pe Fiul tău. În acest mister medităm cum Iisus, la 40 de zile după înviere, s-a înălțat la cer în fața Maicii sale și a ucenicilor săi. O Maică, Fiule tău prea dulce, la cer se-nalță glorios, la ceruri și pe noi condune, să fim alături de Hristos. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți ce te cheamă, căci numai Tu poți să ne vii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al treilea mister, coborârea Duhului Sfânt. Mergeți, învățați toate neamurile. În acest mister medităm cum Iisus, șezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala cinei de taină, unde erau adunați apostolii cu Sfânta Fecioară Maria. Iar Duhul Sfânt în limbi de flăcări din cer a coborât apoi, pe același Duh o prea curată să îl purtăm mereu în noi. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți fiii ce te cheamă, căci numai tu poți să ne fii în ajutor. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii,
acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Al patrulea mister, ridicarea Sfintei Fecioare Maria cu trupul și sufletul la cer. Binecuvântată ești tu între femei. În acest mister medităm cum Preasfânta Fecioară Maria a trecut din viață și a fost primită cu trupul și cu sufletul în cer. La cer te-ai înălțat, Marie, cu trupul tău curat și sfânt. Spre cer privesc cu nostalgie copiii tăi de pe pământ. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, tu ești a noastră bună mamă, ascultă-ți ce te cheamă, căci numai tu poți să revii în ajutor. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine. Al cincilea mister, încoronarea Sfintei Fecioare Maria în cer ca regină. Căci Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale. În acest mister medităm cum Preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei, Iisus, ca regină a cerului și a pământului. Coroană sfântă de regină, pe frunte Fiul tău ți-a pus. În slava cerului de plină, domnești Marie cu Iisus. O Marie, mângâierea și speranța tuturor, Tu ești a noastră bună mamă, ascultă Sfii ce te cheamă, căci
căci numai Tu poți să le fii în ajutor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-o în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. O Marie zămislită, fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine. Bucură-te, Regină, Maica milei, viața, mângâierea și nădejdea noastră, bucură-te! Către Tine strigăm, surghiuniții fii ai Evei, către Tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoare noastră, întoarce spre noi ochii Tăi cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ne nou pe Iisus,
binecuvântat rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Fiule, răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Preasfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Sfântă Marie, roagă-te pentru noi! Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Sfântă Fecioara Fecioarelor, roagă-te pentru noi! Maica lui Hristos, roagă-te pentru noi! Maica Bisericii, roagă-te pentru noi! Maica Harului Dumnezeiesc, roagă-te pentru noi! Maica Nepătată, roagă-te pentru noi! Maica Preacurată, roagă-te pentru noi! Maica Neprihănită, roagă-te pentru noi! Maica Pururea Fecioară, roagă-te pentru noi! Maică vrednică de iubire, roagă-te pentru noi! Maică minunată, roagă-te pentru noi! Maica bunului sfat, roagă-te pentru noi! Maica creatorului, roagă-te pentru noi! Maica mântuitorului, roagă-te pentru noi! Fecioară prea înțeleaptă, roagă-te pentru noi! Fecioară vrednică de cinste, roagă-te pentru noi! Fecioară vrednică de laudă, roagă-te pentru noi! Fecioară puternică, roagă-te pentru noi! Fecioară miloasă, roagă-te pentru noi! Fecioară credincioasă, roagă-te pentru noi! Oglinda dreptății, roagă-te pentru noi! Noi. Scaunul înțelepciunii, roagă-te pentru noi! Pricina bucuriei noastre, roagă-te pentru noi! Vas duhovnicesc, roagă-te pentru noi! Vas vrednic de cinste, roagă-te pentru noi! Vas vestit de cucernicie, roagă-te pentru noi! Trandafir tainic, roagă-te pentru noi! Turnul lui David, roagă-te pentru noi! Turn de fildeș, roagă-te pentru noi! Casă de aur, roagă-te pentru noi! Chivotul legii, roagă-te pentru noi! Poarta cerului, roagă-te pentru noi! Steaua dimineții, roagă-te pentru noi! Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi! Scăparea păcătoșilor, roagă-te pentru noi! Mângâietoarea mâhniților, roagă-te pentru noi! Ajutorul creștinilor, roagă-te pentru noi! Regina îngerilor, roagă-te pentru noi! Regina patriarhilor, roagă-te pentru noi! Regina prorocilor, roagă-te pentru noi! Regina apostolilor, roagă-te pentru noi! Regina martirilor, roagă-te pentru noi! Regina mărturisitorilor, roagă-te pentru noi! Regina fecioarelor, roagă-te pentru noi! Regina tuturor sfinților, roagă-te pentru noi! Regina zămislită fără de prihană strămoșească, roagă-te pentru noi! Regina înălțată cu trupul la cer, roagă-te pentru noi! Regina preasfântului rozariu, roagă-te pentru noi! Regina păcii, roagă-te pentru noi! Regina familiei, roagă-te pentru noi! Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi!
roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rozariu, ca să ne facem vredniși de făgăduințele lui Hristos. Să ne rugăm, Dumnezeule, al cărui unul născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dar ne te rugăm harul, ca cinstind aceste mistere, prin rozarul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind și să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm după intențiile Sfântului Părinte Papa pentru dobândirea indulgenței. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maică Fecioară Fecioarelor, la Tine vin și stau gemând înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi la Radio Maria și s-au rugat împreună coroana întreagă a Sfântului Rozariu, tocmai pentru a scăpa de coroana virusului care face atâtea probleme astăzi. Vă îndemn pe toți să aveți încredere totală în Dumnezeu și în mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria. Rugați-vă acasă, în familie, urmăriți-ne în legătură directă, fie pe calea televizorului, la internet sau Radio Maria. Sfânta Liturghie, Adorația, Calea Sfintei Cruci, Rozariu sau alte devoțiuni, să fim uniți în rugăciune, pentru că uniți în rugăciune, rugăciunea capătă putere la Dumnezeu și ne obține ajutorul de care avem așa de mare nevoie. Acum vă dau binecuvântarea și ea să ne însoțească pe toți pe drumul vieții noastre. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Încheiem cu cântecul O Maică Fecioară Marie. O Maică Fecioară Marie, se-nchină popoarele ție și-n lacrimi fierbinți și suspine, așteaptă ajutor de la Tine. Îndură-te, păcii regină, durerile lumii alină. Îndură-te, păcii regină, durerile lumii alină. O Maică Fecioară Marie, fă timpuri mai bune să vie și zile mai multe senine, să avem de la Domnul prin Tine. Îndură-te, păcii regină,
durerile lumii alină. În dură de-a păcii regină, durerile lumii alină. O Maică Fecioară Marie, revarsă din cer bucurie și alungă din valea de lacrimi noianul cel mare de patimi. În dură te-a păcii, regină, durerile lumii alină. În dură te-a păcii, regină, durerile lumii alină. O Maică Fecioară Marie, dorim ca în lume să-mi fie credința, nădejdea, iubirea, dorința de bine slujirea. În dură te-a păcii, regină, durerile lumii alină. În dură te-a păcii, regină, durerile lumii alină. O Maică Fecioară Marie, dorim ca în sfântă frăție întreaga suflare creștină să ajungă la pacea divină. În dură te-a păcii, regină, durerile lumii alină. În dură te-a păcii, regină, durerile lumii alină. Dragi prieteni, ne-am rugat împreună Sfântul Rozariu întreg, cele patru rozarii, 20 de mistere, de bucurie, de lumină, de durere și de slavă, din studioul Radio Maria din Iași. Sfântul Rozariu a fost condus, a fost coordonat de preasfințitul Iosif Păuleț, împreună fiind rostit acest rozariu, această rugăciune, bineînțeles cu dumneavoastră, dar alături în studio au fost preoți de la Parohia Catedralei Adormirea Maicii Domnului, preoții de la Episcopia din Iași, împreună cu preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, dar și cu surorile din congregația slujitoarele lui Hristos, marele preot, care slujesc la Episcopie. Vă mulțumesc! Ne bucurăm că am fost împreună, ne-am rugat și ne-am îndreptat spre Măicuța Domnului. Din studioul Radio Maria din Iași vă salută Părintele Adrian Blăjuță. Peste jumătate de oră revenim la Iași, pentru că se va transmite Sfânta Liturghie din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Vă doresc o seară binecuvântată în continuare. Lăudați să fie Iisus Hristos!